sunt studentă la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, la secția dirijat. Reprezint cu multă mândrie zona Maramureșului istoric, pentru că este locul unde eu am copilărit și unde am învățat ce înseamnă dragostea pentru folclor și unde am auzit cele mai frumoase melodii. Tatăl meu este artist instrumentist la Opera Română din Cluj, el cântă la oboi și mi-amintesc când eram micuță, mă ducea la fiecare repetiție și spectacol alături de el, aveam un scaunel, stăteam lângă el și eram de-a dreptul fascinată de tot ceea ce se întâmpla în jurul meu, dar în special de dirijor. Am practicat și dansurile moderne și în clasa a 8-a mă bucuram foarte mult la fiecare oră de sport pentru că domnul profesor mă lăsa pe mine să țin ora, eu predând colegilor mele diferite coreografii. Momentul în care dirijez este unul foarte intens, pentru că eu trebuie să fiu foarte concentrată asupra corului care în acel moment se află în mâinile mele. Eu trebuie să dau dovadă de foarte multă seriozitate. Cel mai mare vis al meu este să fiu o cântăreață dirijoare. Pentru că nu pot să aleg unul dintre aceste lucruri. Daria, bună seara! Bună seara! Bine ai venit! Domnilor și domnilor, Daria cred că face parte din categoria despre care în edițiile trecute vorbea Grigore Leșe. Dincolo de a îmbrăca acest costum în scenă, atunci când cântă, Daria poartă acest costum, așa cum spune că poartă și Maramureșul, peste tot, și pe stradă, și la școală. Se pare că a înțeles altfel să promoveze aceste valori. Ce înseamnă, de fapt, Maramureșul pentru tine? Maramureșul înseamnă totul. Acolo am copilărit. Acolo deși stai la Cluj. Da, dar acolo am copilărit, în fiecare vară mergeam și acolo am auzit pentru prima dată melodii cântate de bunica mea din tot sufletul și atunci am început să îndrăgesc zona Maramureșului. Și așa a rămas cu tine. Și așa a rămas și va rămâne. Peste tot, îți dorim succes. Să auzim ce spune juriul despre apariția ta din această seară la prima probă. Doamna Lavric. Prima dată vreau să spun că e frumoasă. Foarte frumoasă. Da. Chiar foarte. O melodie foarte frumoasă care mie mi-e dragă. O voce foarte caldă, profundă, frumoasă. Așa te unge la suflet. Mie mi-a plăcut foarte tare. Îți doresc mult succes. Doamna Elize. Eu întrebăd dincolo de cântecul tău, Daria, o curățenie sufletească care transpare din toată interpretarea ta. Și ai cântat corect, din toate punctele de vedere. Da. Costigă? Nu știu că e bună Moroșanca fiar cu cârțău al dracu, bă. Ce? E bună. Ce limba ai vorbit? Moroșanca asta fiar cu cârțău al dracu. Ce e bună. Cu cârțău? E ceva de mâncat, stai liniștită. E de da. Bine. Da? Numai la mâncare te gândești. Da. Daria... A cântat bine? A cântat frumos? Foarte bine, foarte frumos. Un chip de zână.
Bravo. Mulțumesc. Te felicit și succes. Domnul Dinescu? Este o apariție și are un zvâc de vedetă așa în ea. Deci potențial... Cred că nu va ajunge dirijoare. Bun, domnule Șe. Eu nu-mi dau cu părerea până nu au pe Daria cântând o hore din Maramureș, cum se zice, pe gol. Asta e Maramureșul. Și nu Maramureșul istoric, îi se zice Maramureșul voivodal. Ea are semne nobiliare pe ea, costum. Cum spuneam eu, costumul îți dă aură împărătească. La ea e ca o împărăteasă când mă uit la ea. Da, dar să aud horea. Ai supărarea bate-o, Doamne, nu tot în pat cu mine doarme. Eu mă-ntorc că te părăci supărarea, tot mă vede. Nu supărarea, tot mă vede. Jalui Moise n-am cuie, Moise lui codrului mă. Nu mă crede. Nu. Codru-i verde și împănat, mă tem că m-a spune în sat. Bravo, 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 bravo. Domnule Șe? Yeah. Am niște emoții extraordinare. Pentru că ea vine din nord, din Maramureșul voivodal. Îmi zice, e de-a mea, adică e din zona mea. Dar să mă bată Dumnezeu, dacă nu, a fost impresionant, frumos. Bravo. Minunat, minunat! Deci ai convins pentru prima probă. Succes, proba a doua. Te așteptăm! M-am simțit foarte bine și sper că am reușit să transmit tot ceea ce mi-am propus. Încă am puține emoții, sunt încă emoționată, dar a fost frumos. Chiar m-am simțit foarte bine. Ce-ți mai trebuie ție? Ce crezi tu că îți lipsește să fii într-adevăr vedeta populară? Mai am nevoie de experiență. Așa. De un iubit? Îl am.